Această investiție are loc ca urmare a unei scheme de ajutor de stat aprobată de Guvernul condus de domnul prim-ministru Ponta în august 2012, prin hotărârea de guvern 792, special pentru dezvoltarea investițiilor în tehnologie și crearea de locuri de muncă. De atunci și până acum au fost emise 9 acorduri de finanțare, valoarea totală a ajutorului de stat 77 milioane de euro, din care pentru investiția lui 15,6 milioane de euro, locuri de muncă create prin această schemă 3631, din care la 2500, și contribuția totală pe care aceste firme o vor da statului român sub formă de taxe și impozite numai aferente locurilor de muncă create în următorii 5 ani se ridică la un sfert de miliard de euro. De asemenea, investiția în sine a companiei Deutsche presupune o întoarcere la buget a 50 de milioane de euro față de ajutorul și acesta gradual de 15 milioane de euro. De asemenea, aș vrea să vă spun că de la începutul anului nu este singura schemă de ajutor de stat. De la începutul anului, pe toate cele 4 scheme care sunt în vigoare, Ministerul Finanțelor a emis acorduri de finanțare în valoare totală de 112 milioane de euro, valoarea totală a investițiilor, valoarea ajutorului de stat 40 de milioane de euro, deja plătit 21 de milioane de euro și creare de locuri de muncă, 1300 de locuri de muncă nou create. Acestea doar în primele 3 luni și 4 luni de la începutul anului. Vreau să vă asigur că schema aceasta pentru IT, care a început în 2012, va continua și după 1 iulie 2014, deci alte companii vor putea primi astfel de ajutor, întrucât este o schemă de succes. În sfârșit, faptul că în contextul regional în care ne aflăm au loc deschideri de investiții străine noi și de investiții de la zero, practic, plecate de la zero, este un semn foarte bun în ceea ce privește stabilitatea și încrederea investitorilor străini în economia românească. Mulțumesc foarte mult!